Da, băieți, a venit și momentul mult așteptat. Foarte mulți dintre voi m-ați spamat pe live, prin comentarii, pe Instagram și așa mai departe. Apropo, puteți să-mi dați un follow pe Instagram la Generalu, să faceți și noi 10.000 de follow-uri. Mai trebuie vreo 600, cred că vreo, mai puțin, vreo 590 ceva, dacă nu înșel, follow la General neapărat să fac 10.000 de follow-uri. Bun, mulți dintre voi mi-au cerut, de fapt toți mi-au cerut config-ul, ce setări ai, crosshair, view model și așa mai departe. O să vi le arăt foarte, foarte rapid. Dacă nu reușiți să, sau dacă nu aveți chef să scrieți view model, uite, asta e view modelul, de exemplu, sau să intrați în opțiuni să băgați toate stelele pe care le am eu, o să vă las un fișier în descriere, iar acela trebuie să-l băgați într-un folder anume, o să vă explic imediat cum sunt situația. Deci, la video settings, cam astea sunt. Cam settings, bam, bam, bam. Bă, sincer, vă recomand să intrați pe linkul din descriere, o să găsiți un fișier acolo. Îl descărcați și o să vă arăt imediat unde trebuie să-l puneți și o să vă bage toate setările pe care le am eu la momentul actual. Bă, nu știu cât de mult o să dureze acest videoclip. Vreau să mulțumesc pentru suma de 90.000 de abonați. Ținta, habar n-am, nici nu știu ce ținta. Mai stai să intrăm pe cum era, map de miraj. Mă bagă direct pe miraj, da, uite, mă bagă direct pe miraj. Bă, sincer, nu știu ce ținta am. Mi-am schimbat-o de vreo o săptămână jumate sau ceva de genul. Oricum aveam ținta lui Fair, parcă, dacă nu știu, era aia roșie. O puteți găsi pe Crosshair Generator dacă vă interesează chiar atât de mult. La momentul actual am această țintă. Băi, îi ok, adică nu știu. Mie e bună, adică mi-e place destul de mult și m-am obișnuit cu ea. Este un pic măricică, dar e ok. E ok, chiar e destul de bună, după părerea mea. Adică nu are rost să vă puneți ținta mea. Nu o să trageți la fel ca și mine dacă vă puneți ținta mea sau aveți setările mele. Nu o să jucați la fel ca mine. Deci cam fiecare trebuie să-și găsească setările lui și cum se simte el mai confortabil. Că dacă joc eu cu un alt view model, poate nu trag așa, sau cu altă țintă sau cu altă rezoluție. Nu știu, trebuie să fie confortabil pentru tine atunci când te joci, să te simți tu bine, să simți că poți să tragi ca lumea. Da, pana mea, v-am zis, nu o să trageți la fel ca mine, sau dacă vă plac setările, aveți linkul în descriere, imediat o să vă arăt, o să vă joc în bară și o să vă arăt unde trebuie să băgați fișierul și apoi trebuie decât să intrați în CS și easy peasy aveți toate setările. Bă, avem 90.000 de abonați, încă un pic și face și noi 100.000, vreo 10.000 de abonați, deci nu uitați să vă abonați în caz că sunteți noi și evident să apreciați acest videoclip ca să apară la recomandat și să se aboneze mai multă lume ca să facem 100.000 de soldați aici pe canal. Da, cred că soldați să rămână numele la abonați, am zis că fiecare YouTuber are, își denumește cumva abonații sau își numește cumva abonații, așa că voi sunteți niște soldați. Suntem aici o armată întreagă, 90.000 de oameni. Bă, sincer, nu știu cât de mult aș putea să evoluez cu acest canal, având în vedere că, virgulă, comunitatea de CSGO nu este atât de mare în comparație cu comunitatea de Fortnite, de exemplu, sau cu comunitatea de Minecraft sau alte comunități. După cum știți, băieții de la Valve au făcut în ultima perioadă niște update-uri care n-au fost prea ok. Bine, am văzut ceva cu Vacu, s-a băgat ceva la Vac. Bă, e ok, dar în rest nu prea au făcut ei cine știe ce și au scăzut jucătorii destul de mult, 30% în ultimele 2 luni, adică man, cu 30% gândiți-vă, de fapt de la vreo 700.000 de jucători la 400.000, adică bă, au scăzut foarte, foarte, foarte mult. Mulți jucători s-au dus pe Fortnite și alte jocuri. Bă, am făcut, nu știu dacă mai țineți minte Q&A-ul ăla, dacă v-ați uitat la tot, sigur știți despre ce vorbesc. V-am întrebat în videoclipul respectiv dacă vreți să fac un canal de vlog. Majoritatea a spus că da, faci un canal de vlog. Bă, nu știu, mi-ar fi, nu pot să zic destul de ușor, dar aș putea să încerc să fac un canal de vlog. Să postez două, trei chestii stau legate de sală. Când mă întrebați, mă spamați în continuu pe Instagram ce exerciții faci, ce mănânci și așa mai departe. Oricum vă las Instagram, neapărat trebuie să-mi dați un follow pe Instagram, să fac și eu 10.000 acolo, să fiu și eu fericit, să am chestia de swipe up. La 10.000 ai nebunia de swipe up în caz că postez vreun link sau așa. În fine, nu știu, să-mi scrieți și
în comentarii la videoclipul ăsta dacă vreți să fac un canal de vlog, să vorbesc despre sală și nu numai. Și nu știu, să mă apuc să editez, adică îmi place să editez și vreau să învăț din ce în ce mai mult. Pe gaming nu prea pot să editez, cine știe ce, mai ales pe CS, dar la un vlog mai editez o chestie, mai pana mea, și îmi place mult chestia asta. Și da, cine știe, dacă vreți și voi să facem nebunii, challenge-uri sau alte chestii, scrieți în comentarii. Și da, m-am cam lungit cu acest videoclip. O să vă arăt acum unde trebuie să puneți fișierul ca să aveți toate setările mele. Revenim într-o secundă. Ok, băieți, primul lucru este să intrați în Steam, dați la inventar, după care e Who Can Send Me Trade Offer. Aici o să găsiți un cod 10974 și așa mai departe. După care intrați în Steam unde ați instalat CSGO-ul, user data, căutați codul respectiv 109 așa, după care copiați toate chestiile astea pe care o să vi le pun eu în descriere acum și da, dați peste aici, intrați în CS și o să aveți toate setările pe care le am și eu la momentul actual. Bun, cam asta a fost videoclipul, băieții, vă mai mulțumesc încă o dată pentru 90.000 de abonați, sunteți genial. Încă puțin face și noi 100.000, la 100.000 mă arunc în cap și nu uitați de follow pe Instagram. V-am pupat, mersi de vizionare, pa!